Este interes maxim pentru meciul Farul Rapid. Biletele s-au vândut în doar câteva ore. Marinarii se bazează și pe sprijinul publicului în încercarea de a mai face un pas spre titlu. Cu publicul, cu toată lumea care să fie conectată și să încercăm să luăm cele trei puncte care sunt foarte importante pentru visul nostru care îl avem, acela de a ieși campion. Trebuia să avem un stadion, să vină stadionul ăla nou, să-ți vedeți că și atunci o să se umple stadionul, pentru că o echipă când faci performanță și e o echipă de tradiție mare, chiar dacă e din provincie, dar cu spectatori și cu o regiune și un oraș foarte mare, important din România, are foarte mulți suporteri, așa că, cel puțin așa am cunoscut eu de când am crescut cu Farul, știu că lumea iubește fotbal în Constanța, au venit și mă bucur. Așa sunt ei, mai ales când joacă în Giulești, îi împing suporterii de la spate, trebuie să dea totul pe teren, cum trebuie să o facem și noi acasă, pentru că fanii sunt alături de noi și trebuie să mergem împreună să luăm campionatul. Rapid a făcut mai multe victime de lux în acest play-off. Le-a învins în ultimele două meciuri pe contracandidatele Farului, FCSB și CFR Cluj. Hagi a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului giuleștenilor Adi Mutu. Cu o echipă foarte bună, foarte bine organizată, un antrenor care a arătat și echipa și el că au un potențial foarte mare. Cred că atât Rapidul cât și noi suntem echipele care am arătat că putem să ne batem cu cele mai bune echipe care s-au declarat în România sau care în anii precedenți, prin tot ce au făcut, au arătat că își propun să câștige campionatul. Noi am ajuns acolo și cred că suntem două echipe care și în formă și echipe foarte bune. Au un moral foarte bun, au jucat foarte bine. Se vede că au o echipă cu experiență, cu calitate, dar și noi suntem foarte puternici și cred că putem face față presiunii. Hagi are probleme de lot înaintea ultimelor patru meciuri din campionat. Din păcate, săptămâna trecută l-am pierdut pe Gustavo, săptămâna asta cred eu că l-am pierdut și pe Popescu, tot la genunchi el, Gustavo, nu. O problemă care cred eu, nu știu cât, încă nu știm clar cât va sta, dar în următoarele zile vom afla. Dar nu cred că va mai fi apt pentru toate cele astea ultime patru meciuri. Partida FC Farul Rapid se joacă sâmbătă de la ora 21:30 pe stadionul din Ovidiu.